Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne-am regăsit în această duminică călduroasă, pot să spun, cred că sunt 33-34 de grade afară, chiar și vorbeam cu taximetristul când am venit, zic, domnule, dar e cald, zice, lasă fie, că a și fost, dar lasă mai fie. Și foarte bine facem, dar la noi aici să știți că este mult mai mare căldură, pentru că după o vacanță destul de lungă, spun eu, aproape mai bine de o lună de zile, iată, dragii mei, am ținut neapărat ca în această duminică, în prima duminică după o vacanță, să-mi aduc alături de mine colegi dragi de cântec din județul nostru. Așa cum vă spuneam de fiecare dată, noi avem soliști foarte buni aici în zona Munteniei și nu numai, deci la noi în județul nostru Dâmbovița. Așa că am ținut neapărat ca să facem deschiderea anului 2016-2017 cu soliști de la noi din județul Dâmbovița. Așa cum vă spuneam, este prima zi după o vacanță destul de lungă. Cofetarul nostru, domnul Ionica Fumatu, a venit și ne-a pregătit un colac cu semnul strugurilor, pentru că specific toamnei, bineînțeles, după cum și vedeți pe masa noastră aici, avem struguri, avem mere, avem orice. Ne spune mai multe domnul Ionica, ce specifică? Bună ziua, bine v-am regăsit. Vreau să salut și eu pe toți telespectatorii, pe toți prietenii care ne urmăresc la această oră, și acest colac specifică venirea toamnei. Și din acest colac chiar vă rog să degustați. Așa o să facem, o să degustăm din colacul lui domnul Ionica, un colac foarte bun. O să și mănânc, să știți, noastre spectatori. Și rog și colegii mei același lucru să facă. Ce bună, are gust de cozonac. E foarte bun să știți. Tradițional. Cu această ocazie, dați-mi voie, îmi permit, ca să aș vrea să fie dedicată toată emisiunea tuturor prietenilor, tuturor spectatorilor care ne urmăresc la această oră. Multe salutări de la multe persoane care mă opresc pe stradă, mai ales familia Mișuneica și Gheorghe Andrei din Vulgania Pandelea, care vă adoră foarte mult și ei locuiesc în Spania. Și ne urmăresc prin intermediul acestei emisiuni. Și de-aia zic că... Și salut familia nașii și pe toți cei care ne cunosc. Vă pup și numai bine. Mulțumim foarte mult, domnul Ionica. Salut și eu pe toți cei care sunt plecați departe de casă și ne urmăresc chiar și aseară la nuntă. M-au și întrebat când începe emisiunea. Dragi glodeni, acolo am cântat toată mapa muzicală cu soliști ăștia dragi, cu vocele extraordinare și cu melodiile care au venit în trăisuța lor aici, în platoul emisiunii noastre, să vă intre la sufletele dumneavoastră după o noapte obositoare, să vă odihniți doar cu melodiile lor. Luăm un telefon și spunem alo, bună ziua, și apoi facem prezentările, bineînțeles. Bună ziua, doamna Ani, sunt doamna Cati, bun venit în emisiune. Mulțumim. Mi-e dor de dumneavoastră. Multă sănătate lui domnul Cofetar al nostru, lui domnul Florin, lui doamna Mari Gheorman. La celelalte două nu le cunosc. Mariana Marin Davidescu. Așa, Marian, așa, și îl rog pe domnul Florin să cânte melodia aia cu băiatul care e de nuntă, nu știu cum să zic. Frunzulița bobului la nunta băiatului. Da, așa, doamna Mari, multă sănătate, fericire și la toți cântăreții. O zi bună. Doamne ajută, mulțumim foarte mult, să fie de bun augur și în acest an și sper că, așa cum ați făcut-o de fiecare dată, să urmăriți această emisiune. S-a și văzut, după pauza asta așa de mare, cu toți ați fost dornici ca să revenim în platou și dumneavoastră să ne priviți de acasă. Așa cum vă spuneam, să prezentăm invitații din această duminică. Avem în dreapta mea pe Marlena Gheorman, așa cum a și recunoscut-o doamna Cati. Bine revenit, draga mea! Bună ziua și bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Așa este, o perioadă foarte mare de timp de când nu ne-am văzut. Și ce să le spunem telespectatorilor, să ne privească cu mare drag, pentru că au ce vedea în această zi, o să aibă multe surprize. Surprizele o să fie, eu am să le dezvălui pentru că nu pot niciodată să mă opresc. Maria a venit cu niște melodii noi, dar și eu în această duminică, cu toate că eu vă cânt foarte rar, dar în duminica asta mi-am propus măcar la începutul anului și la sfârșit măcar să am și eu loc să vă cânt și eu o melodie, două acolo, cât am eu spațiu, posibilitatea și îmi dau voie, bineînțeles, și invitații mei. Lângă Marlena Gheorman se află binecunoscut un solist
cu o carieră destul de lungă. El nu este bătrân, numai că el cântă de când era mai micuț așa. Florin Tudorache, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Ani. Mi-era drag să mai mă întâlnesc cu telespectatorii. Uite că a sosit și ziua aceasta după două luni de pauză, așa o vacanță este. Mare. O vacanță lungă, păi ține șefii cu noi! În care am directat fiecare, am mers în diferite stațiuni, sper că toată lumea s-a delectat, s-a distrat. Așa că să o luăm de la capăt cu muzica și cu petrecerea. Așa este. Lângă domnul Florin Tudorache se află o solistă îndrăcită, o prietenă dragă mie, face parte din trupa Romanații, pe care și salut pe cei de acasă, pe ceilalți din trupa Romanații, cu siguranță s-au și trezit după o noapte de nuntă, este Mariana Marin Davidescu. Bună ziua, Ani, și mulțumesc frumos pentru invitație și ție și telespectatorilor care ne urmăresc. Am dorit ca să iasă o emisiune pe cinste. Cu siguranță va ieși cu voi. Da. Și ce să spunem? Audiție plăcută. Doamne ajută, așa să dea Dumnezeu, până la ora 15, așa cum v-am obișnuit, nu ne-am schimbat programul, pentru că nu vroiam să, destul am stat noi în pauză, nu vroiam nici să vă răvășim pe dumneavoastră și să nu știți când va mai fi emisiunea sau când să termine. La fel, aceeași emisiune va fi. Același model de emisiune, începând de la orele 13 până la orele 15. Lângă Mariana Marin Davidescu se află, bineînțeles, co-prezentatoarea noastră, Andrada Dobrescu. A crescut, Andrada s-a făcut o frumoasă foc, a început să cânte la evenimente, așa că puteți să luați. Deci, dintr-un capăt și celălalt, toți soliștii cântă la evenimente, așa că o avem în această duminică și pe Andrada. Bine ai revenit, dragă! Mulțumesc frumos, doamna Ani, pentru complimente. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori. După o vacanță, pot spune eu, cam lungă față de ceilalți ani de emisiune pe care am avut. Dacă doriți să faceți dedicații populare, puteți suna la numărul de telefon care este afișat pe micul ecran. Și așa cum vă spuneam, și prezentările au fost de către cofetarul nostru, domnul Ionica Fumatu. Ei, vreau să spun, dacă tot m-ați certat și voi aici în platou, la mine acasă, cum s-ar spune, că am avut o vacanță destul de lungă, păi să vă spun și de ce. În ultima perioadă, până să luăm vacanță, eu am făcut foarte multe emisiuni care conțineau cam 3-4 ore. Și orele alea mi s-au pus așa și de-aia mi-au dat-o mai prelungită. Aveți ceva împotrivă? Nu. Nu. Bine. Da. Să nu se mai întâmple, nu? Da. Vreau să vă spun ce am făcut noi în vacanțele astea. Păi am fost la evenimente cu toții. Păi am avut niște spectacole frumoase pe care salut toți cei care au fost și chiar au fost și colegii mei care se află astăzi în platou. Am fost și la Tito, am fost și la Găiești. Lume foarte mult acolo. Cele 4 zile de spectacole au ținut până la orele 24, miez de noapte, bineînțeles. A fost foarte multă lume, deci noi am cântat, am muncit în continuare. Noi am avut vacanță de aici, de la televiziune. Ei n-au mai venit la televiziune pentru că am fost în vacanță, dar pe altă parte noi am fost și tot am muncit. Vacanța noastră va fi prin luna noiembrie-decembrie, cam decembrie așa. Ei, și atunci va fi scurtă, că vine, bineînțeles, să trecem, să pășim în pragul altui an. Mai bun, mai blând, nu? Ei, dar eu zic așa, din punctul meu de vedere, dar eu vreau să vorbesc cu voi și Maria... Încep cu tine de aici, pentru că ești lângă mine. Ce ai făcut tu în vacanța asta? Păi, în afară, da, cam fost la diferite, cum ai spus, evenimente, unde toți de cu toții, de altfel, da. Da. Am, am văzut că ai călătorit pe la diferite spectacole, pe la munte, da, pe la pe în stânga, pe în dreapta. Cu mare drag am răspuns invitație. Și am și muncit, pentru că, după cum o să vedeți, am și două piese noi și sper să ajungă la sufletele spectatorilor. Cu siguranță, eu știu din, și din emisiunile trecute, tu ai făcut foarte multe melodii compuse de tine, de altfel, și cu niște versuri extraordinare, unde cam fiecare om, chiar și eu m-am regăsit în câteva, că te bârfeam aici cu alte colegi. Și eu o să vezi că și, în general, femeile de aici, o să vă regăsiți în melodiile mele. Am o melodie. Așa, pentru prieteni, pentru prietene, în ghilimele spus noi, și un cântec de dragoste care prinde tot timpul la sufletul spectatorului. Foarte frumos, domnul Florin. Am auzit un pic mai înainte că ați fost și prin stațiune. Eu da, deci pe lângă evenimentele făcute aici în județ. Care am participat împreună, de altfel. Bineînțeles, să știți că m-am și plimbat anul acesta. Am fost da? O săptămână la Albena, în Bulgaria. Am fost o săptămână la Salata Monteoru. Și da,
Deci am avut grijă și de mine puțin anul acesta. Și de acum încolo să trecem la muncă. Pe așa să faceți, când v-ați încărcat bateriile cu siguranță. Servici plus. Acum vă vedem, acum ce ați făcut dumneavoastră. Că văd că plimbări ați fost primul. M-ați întrecut. Deci eu trebuie să spun de respectat, nu am avut o zi de concediu. O zi, deși o zi, eu n-am stat acasă. Am fost, bineînțeles, foarte ocupat. Am să vorbim. O să vorbim și... Și, da, vorbim pe parcursul emisiunii, că am fost și eu un pic de soacră mică, acolo pe 3 septembrie, Casa de Piatră Lăvoreu și copiilor mei. Da. Sănătate, fericire și tot ce-și doresc ei. Sunt plecați acum la Galați, la o altă nuntă a unui nepoțel de-a meu și lui urez sănătate și Casa de Piatră. Dar și eu am muncit foarte mult în perioada asta, așa că în luna decembrie sigur o să mă odihnesc și eu, că atunci va fi mai lenjeră treaba decât la televiziune și acasă, somn dulce și ușor. Mariana, tu ce ai făcut? Eu ce să fac? Dar vreau să aud de lume. Păi bine că știi. Ce să facem? La evenimente. La spectacole, la evenimente. Așa cum le spuneam telespectatorii, cu toții am avut vacanță. N-ai avut vacanță, sunt convinsă, dar decembrie, da. Cred că e și ziua mea în decembrie. De fapt, deci ziua lui Mariana, vreau să vă spun că a fost de două ori până acum. Și în decembrie de ce mai e? Ce mai e? 1 decembrie, ziua mea de naștere. Și celelalte ce a fost? Sfânta Mărie, Mărie și Mărioară. Și după aia împlinit și anii. Da. Da, mă, de aia a fost sărbătorit, așa. Noi suntem norocoase și eu și Mariana, pentru că avem... Păi eu nu am. Trei zile, pentru că cât de curând va fi ziua mea de naștere? Da. Mariana... Așa e. Da, ziua mea de naștere a fost pe 3 septembrie, când a fost nunta fiicei mele. La mulți ani! A venit domnul Ionică la biserică după mine cu flori. Mulțumesc foarte mult. Andrada, tu ce ai făcut, mami? Special să vă spunem la mulți ani. Da, am văzut. Mulțumesc foarte mult. Păi, și eu, ca invitații noștri, am fost la evenimente. Vreau să-i urez unchiului meu, Maria, în Casă de Piatră, pentru că săptămâna trecută a făcut o nuntă, pot spune, foarte frumoasă. Ne-am plimbat foarte mult. Și o pup și pe Loredana, știu că ne urmărește în acest moment. Vă urez și fiicei dumneavoastră Casă de Piatră să fie sănătoasă și fericită și să aibă parte de tot ce își dorește ea. Doamne ajută, un nepoțel vrea să-mi aducă. O să avem un nepoțel, dar nu acum. O să fiți bunicuță. I-am zis să nu se bazeze că eu nu mă văd bunică niciodată. Eu sunt tânără și neliniștită. Eu zic așa, dacă avem aici un solist drag mie, și l-a și cerut doamna Cate acolo să ne cânte și e și singurul bărbat ca din soliști, da? Eu zic să spargă gheața domnul Florin în această duminică. Eu sunt de acord și înainte de a cânta primele cântece din această emisiune, în primul rând se numește prima piesă, Lăsați-mă să petrec că e o zi mare. La ce se referă? În primul rând îi dedic această melodie surorei mele, Mihaela, Mihaița, cum îi zic eu, pe 20 septembrie face o frumoasă vârstă. La mulți ani. La mulți ani. Pe 26 septembrie fac eu o altă vârstă. La mulți ani. Suntem făcuți în aceeași lună. Ești balanță? Balanță? Da, balanță. Și eu la fel, da. Și mama mea. Pentru această melodie o dedic și pentru cei care și-au sărbătorit ziua de Sfântă Mărie, ziua de naștere. Și pentru anii special, că e lunatică cu mine pe 3 septembrie. Și pentru toți care și-au sărbătorit și îți vor sărbători ziua de naștere sau ziua de anume în continuare. Deci cu toată plăcerea am să dedic această melodie și a doua melodie e de mamă. Mai când ne aducem aminte și de mamă. Cum să nu? Măcar cât îi mai avem în viață să-i mai prețuim. Păi eu zic așa, domnul Florin, mergeți la locul de cântat și așa cum ne spunea un pic mai devreme domnul Florin, o să ascultăm cele două melodii frumoase pentru toate mămicile din lume, dar și pentru toți cei sărbătoriți. Muzica! Lăsați-mă să petrec că e o zi mare, cu toți să ne înveselim că e sărbătoare. Lăsați-mă să petrec că e o zi mare, cu toți să ne înveselim că e sărbătoare. Să bem grasă de codnar, trece de la gheață. Lăsați-mă să petrec când trecăm din viață. Să bem grasă de codnar, trece de la gheață. Lăsați-mă să petrec când trecăm din viață.
să cerim paharul, să ne veselim. La mulți ani cu sănătate, fericiți să fim. Haide să cerim paharul, să ne veselim. La mulți ani cu sănătate, fericiți să fim. Lăsați-mă să petrec între cami în viață, lăutarii vreau să-l cânte până dimineață. Lăsați-mă să petrec între cami în viață, să bem vin de mult fatlar, să-l câte-o fetească, să ne servească Maria, că-i fată frumoasă. Să bem vin de mult fatlar, să-l câte-o fetească, să ne servească Maria, că-i fată frumoasă. Ridicați cu toți paharul, fericiți să fim. Hai cu toții să jucăm, să ne veselim. Ridicați cu toți paharul, fericiți să fim. Să ne gânde lăutarii, noi să chiuim. Să jucăm o hără mare cum e la români. Să bem vin de mult fatlar, să câte-o fetească. Să ne servească Maria, că-i fată frumoasă. Ne gânde lăutarii, noi să chiuim. Să jucăm o hără mare cum e la români. Să bem vin de mult fatlar, să câte-o fetească. Să ne servească Maria, că-i fată frumoasă. Când ai scăpat de necaz, mamă,
singur ai rămas, mă. Bravo! Foarte frumos, domnul Florin, felicitări! Mulțumesc, astea mulțumesc. Sunt melodii noi. Da, da. Dar nu ne-ați spus de la început. Ați vrut să... Dacă ai spune tot, n-ar mai fi niciun sfârșit. Păi, dar eu de ce sunt pus aici? Să trag omul de limbă, să spună tot. Da. Ce spun colegii? Luăm 2 minute de publicitate sau luăm telefonul? Ce zici? Hai să luăm și telefonul dacă l-avem, mami. Că e păcat, că ne iubește lumea și e păcat să lăsăm să ne aștepte. Nu? Și apoi luăm pauza. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Nu mai să spun să dau televizor mai încet. Dați, așa, dați televizor mai încet, corect. N-ați uitat lecția. Da? Sunt doamna lui Florin. Și vreau să-i mulțumesc pentru dedicație. Să dați televizorul încet, că noi ne auzim doar prin intermediul telefonului. Totodată, această primă dedicație să fie pentru toți sărbătoriții din această lună. Așa e. Și pentru dumneavoastră, și pentru Florin. Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Da. Și a doua melodie, care e dedicată mamelor, din păcate mama noastră nu mai este, să fie pentru toate mamele din lume. Așa, așa este. Mulțumim. Și să aveți o emisiune frumoasă și toate melodiile să fie dedicate tuturor sărbătoriților din această lună și din luna următoare, că avem de puți. Și chiar din tot anul. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi din suflet și de ce nu până la sfârșitul anului să fie pentru toți sărbătoriți, că nu știu dacă îl mai prindem pe domnul Florin până la sfârșitul anului, așa că acum băgăm toate melodiile. Păi. Cât putem, că l-am prins, ori îl punem fraților la muncă, ori numai. Ei, așa cum vă spuneam, luăm 2 minuțele pauză de publicitate și revenim cu invitații mei dragi în această duminică. SECE Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și modă unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security.
Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București-Târgoviște la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat cu produse din carmangeria proprie este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Stimați telespectatori, așa cum vă spuneam, cu invitații mei din această duminică. Zi, Andrada, ce ai de am zis? Am o întrebare pentru domnul Florin. Yeah. Cu cine ați colaborat pentru a realiza aceste piese minunate? Să știți cine mă ajută la texte? Soția. Nu. Pe cuvântul meu, dacă nu. Deci ea îmi face textele și melodiile le pun eu. Da? Da. Deci și la partea asta s-a făcut de ea. Da. Bravo. Textele, da. Bravo. Și la partea instrumentală. Păi, deci melodia o fac eu, da, ca linia melodică și după aceea orchestrația, cine iau în orchestră? După aceea dânsul răspunde în continuare, da. Dar nu vreți să ne divulgați cu cine ați orchestrat? Ba da, cu domnul Stăian Apostol. Îl salutăm pe domnul... Cine nu a imprimat cu Stăian Apostol, da, în Dâmbovița? Da, uite. Și chiar îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru noi. Eu eram obișnuit respectator cu La Valiera. Deci vreau să vă spun și eu îl salut pe... maestru, profesor, domnul Stelen Apostol și eu am făcut câteva melodii cunoscute a altor soliști, mi-au fost dragi mie, m-am regăsit în ele și am vrut să le imprim și eu. Chiar în această vacanță pe care am luat-o de la televiziune, cu dumnealui am făcut și eu 7 melodii, am să vă cânt în această duminică 2 din ele. Vă salutăm, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, putere de muncă și să puteți să ne ajutați în continuare. Fără dumneavoastră, cu siguranță n-ar fi putut să iasă acele melodii frumoase și delicate. Și numai mie, bănuiesc că și Maria, știu că la fel și cu tot cu dumnealui. Și eu, da. Toate melodiile mele, două sunt orchestrate cu altă orchestră, dar toate melodiile le-am orchestrația cu domnul Stelian Apostol. Da. Îi mulțumesc pe această cale. Și să-i dea Dumnezeu multă sănătate și dumnealui și familiei dumnealui. Și putere, Doamne, să și putere de muncă. Să putem să mai facem, da. O să da. Facem, că nu se știe niciodată. Da. Mai departe. Mai ceva, Andrada? Nu, nu? Hai să vorbim cu Mariana, că o să intre ea la cântat. Mariana, tu cu ce ai venit, mami? Da, drăguța! La noi, așa, cu ce ai venit tu nou? Ei, să știi că azi o să cânt Viață, viață, cerăiești și iară beară în petrec, fiindcă e duminică. Și trebuie să petrecem. E normal. Iar noi, după emisiune, am vorbit și cu soțul Mariana și vrem să mergem la un grătar acolo. Bineînțeles, ne așteaptă. Am niște miel de la Paști, condimentat, băgat la congelator, l-am scos până să vin, să dezgheață și mergem la Mariana Marin, Davidescu acasă, să facem un grătar acolo, să mâncăm și noi ceva. Bineînțeles! Da. Păi Mariana, eu zic așa, mami, te ridici și mergi la locușorul nostru de cântat, noi o să te ascultăm cu drag, cu siguranță și telespectatorii noștri de acasă, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt dornici de folclor și de emisiunea Pe un picior de plai. Muzica cu Mariana Marin, Davidescu. Viață, viață,
nu știu cum am să trăiesc mai. Am noroc că știu cânta mai, dorule mai, și-mi răcoresc inima să mă iubească lumea mai. Mulțumim! Bravo! Ei, păi pe fețele noastre, fraților, nu se vede niciodată oboseala. Nu se vede, că noi suntem obișnuiți. Noi suntem ca băia, știți, de noapte, nocturne. Suntem teleghidați. Da, tractoare, da, noi, ca și tractoarele, știți, tractoarele ară noaptea. E mai răcoare, merge brazda mai bine, da. Așa suntem și noi. Și ziua o luăm de la capăt, că tot aia este, da? Vreau să te întreb, Mariana, ce planuri ai de viitor? Ce planuri să am de viitor? Am multe. Spune-ne câteva dintre ele, nu pe toate. Ce să facem? Uite, mai încercăm să mai realizăm și noi câteva piese. Azi am cântat piese mai vechi din repertoriu. Și mai frumoase, pentru da. Că au fost alese de mine, să știți. Da. Are o mulțime de piese pe CD-ul și mă întreba, zic, nu, pe ăla care am fost noi la spectacol. Da. Până la bagi.
Deci, da, piese mai vechi am cântat azi. Și cu siguranță se regăsește lumea. Dar pentru o să că... facem și piese noi. Piese noi, da. Pe ce, viitor. Ce-ți face formația Romanații? Ce să fac? Formația Salut Romanații... Salut și eu pe maestru Gabriel Mândin. Și te aștept, dragul meu, să vii cu toată trupa aici live, la mine, în cadrul emisiunii. Am fost împreună la nuntă. Azi noapte? Azi noapte. Am venit de dimineață. Acum cred că ei se odihnesc. Eu m-am trezit mai devreme. Păi tu ești mai hărnicuță. Că eu sunt mai hărnicuță. Trebuia să vin la televiziune. Foarte frumos. Și vreau să spun că eu m-am trezit la 11 și un sfert și am sunat pe la 12 și zice, urc aici la televiziune. Bă, da, harnică mai e fata asta. Bineînțeles. Da. Foarte frumos. Eu sunt foarte punctual. Eu spun așa, atunci când vă realizați melodii noi, nu este rău să veniți să și le prezentați la mine în cadrul emisiunii Pe Picior de Plai. Vă știți foarte mult că îmi face foarte mare plăcere să le cântați prima dată aici, la noi, în județul nostru aici, că de aici sunt rădăcinele voastre și apoi puteți să plecați cu ele unde vreți în zbor. Dacă mi le-ați lansat la mine în emisiune, sunt foarte fericită și vă iubesc mai mult decât atât. Bine, să înțeles. Știți, da? Mergem mai departe cu Marlena. Marlena ne spunea la începutul emisiunii noastre că a venit cu două melodii noi nouțe. Așa cum vă spuneam, în pauza asta de vacanță și, este, și cam toate sunt făcute cu domnul Stelian Apostol. Ce conține aceste melodii despre... Îmi aparțin, linia melodică îmi aparține, orchestrația este făcută de domnul Stelian Apostol. Și o să vedeți că e și ceva frumos. Orice face domnul Stelian Apostol, iese frumos de așa spuneam și eu, da? Să mai supără el așa pe solist, să-i enervează când zice, noi ziți așa, ai zis la început așa, cu o să cești invers. Nu contează ceea ce facem, da, și ce iese de mâna dumnealui. Da. Noi nu ne supărăm că dumnealui ne corectează cu ceva. Prima oară fără ceea tu n-ai să vezi niciodată. Da, eu m-am supărat că nu l-am cunoscut, a fost pentru prima dată. Improviu zici ceartă, discuții. Da. Da. Așa, niciodată să nu ne supărăm. Deci sfaturile, da, care ni se dau anii sunt foarte bune. Pentru că altfel am ieșit, da, cu ceva care nu, dar, e corect și nu. Mi-a trecut supărarea de atunci. Nu e niciun fel de problemă. Foarte bine, foarte bine. Vă pup și vă iubesc foarte mult, să știți. Trebuie să existe uitare. Da, nu. Sigur, dar nu am uitare. Cum să mă supăr pe un om atât de deosebit și cu valoare ca și cu o valoare ca și domnul Stelian Apostol, așa cum este dumnealui. Deci nu ai cum să te superi, pentru că toată viața noi avem de învățat și de și de corectat. Și nu este rău când ne corectează cineva. Da. Păi Maria, eu zic așa, o să scurgă ora asta foarte repede, că v-am spus atâtea ori și repet și telespectatorilor, ce este frumos trece foarte repede. A doua parte cu siguranță va trece mult mai repede și nu o să ne trezim că se face ora 15 și bă, când au trecut. Păi zic ca să mergi la locușorul nostru de cântat acolo și să punem și pe Marlena Gheorman la locușorul nostru să cânte, să ne cânte cele două melodii noi, așa cum ne spunea. Noi în prima audiție, așa cum vă spuneam, sunt... dedicate dumneavoastră celor de acasă, dar luăm și telefonul acum. Alo, bună ziua! Bună ziua, doamna Ani și invitaților dumneavoastră! Vă stimez din tot sufletul pe toți, deopotrivă, mai ales cei din muzica populară, că eu sunt cu muzica populară. Știm. Pentru că ieri a avut, s-a încheiat destinele unii din anii noastră. Mâine, nu azi, urmează din Târgoviște, le urez la mulți ani sănătate și înțelepciune și să dea Dumnezeu să facă cât un copil. Pentru că, știți dumneavoastră, copilul aduce fericire în case. Și toată muzica populară care o face dumneavoastră, să fie pentru cei din Aninoasa, Râul Alb și din Tăcerul care vă iubește și vă îndrăgește și vă stimează numai bine. Mulțumim din suflet, doamna Zolva, mulțumim că sunteți alături de noi. Asta dă dovadă că doamna Zolva pe fiecare duminică a butonat acolo. Bă, nu a început emisiunea, doamna Ane, n-a început. Și iată când duminica asta a intrat. Sunt telespectatorii care iubesc această emisiune și mă bucur foarte mult, dar și eu vă iubesc deopotrivă la fel. Așa cum vă spuneam, ne cântă Marlena Gheorman muzica. S-a vorbit dușmancele,
ce iubesc și cu cine mă întâlnesc. S-au vorbit dușmanicele, să-mi afle dragostile. Nu știu e de ce iubesc și cu cine mă întâlnesc. Să mă pândiți pur și bine, lai, lai, la. Nu aflați nimic de mine, lai, lai, la. Că eu știu să vă feresc, lai, lai, la. Și viața să-mi trăiesc, lai, lai, la. Eu le spun dușmanicelor că nu vin la masa lor. Nici bărbatul nu le-am luat, chiar dacă ar fi meritat. Eu le spun dușmanicelor că nu vin la masa lor. Nici bărbatul nu le-am luat, chiar dacă ar fi meritat. Viață frumoasă m-a avut, lai, lai, la. Ce n-ați dat poate de lume, lai, lai, la. Să fiți și voi ca și mine, lai, lai, la. Și viața să-mi aflați că de atâta amară și ură nu aveți inima bună. Nu mai stați și vă întrebați și viața să-mi aflați că de atâta amară și ură nu aveți inima bună. V-ați făcut viața amară, lai, lai, la. Eu cu drag viața-mi trăiesc, lai, lai, la. Și pe nicap te iubesc, lai, lai, la. V-ați făcut viața amare, lai, lai, la. Tot mărfim pe ulicioare, lai, lai, la. Eu cu drag viața-mi trăiesc, lai, lai, la. Și pe nicap te iubesc, lai, lai, la.
și pe lună și pe stele își trimit vorbele mele. Niciodată, mâinicuță, să nu-ți ame gurița, să nu-ți că ne iubim, câte vorbe ne șoptim mai. Ți le spun din inimioară că tu ești a mea comoară. Bravo, Maria, foarte frumoase melodii, foarte. Eu în prima m-am regăsit cu siguranță. Așa, bravo. Avem telefon, colegii mei? Alo, bună ziua! Alo, doamna Ani, sunteți cea mai deșteaptă modelatoare, v-ați lăsat pas. Vreau și eu să-mi lase Mari și cu domnul Florin un CD la columna. Aveți? Sunteți? Ia spuneți, dragii mei. De data asta nu ar... Dar promiteți că îi aduceți și lăsați colegilor de la televiziune, dar că... Da? Și cu siguranță o să vi le puteți lua. Vă așteaptă modelatoare, vă iubesc și vă pup. Vă mulțumesc din suflet, doamna Cati, vă pup și eu, sănătate și numai bine. Ei, eu știți ce vreau să mă întreb pe Andrada? Andrada, spuneai că ai cântat la eveniment acum în vacanță. Spune și mie cum te-a primit lumea de acolo. Spune-ne și nouă ceva. Păi pot spune că eu am cântat în jurul familiei mele, neamului meu. Și vă dați seama că m-au primit cu brațele deschise. Păi ai luat bacșiș sau nu? Păi normal, mai ales de la Nașu, trăiască Nașu. Să trăiască Nașu. Și te veau. Și te veau. Și unde ți-a pus bacșișul? M-a interesat foarte mult. Păi dumneavoastră unde credeți? Unde să pune, nu? Păi mie mai mi-i dă și în mână, mie mai bagă și pe aici, ție. Păi pe aici, pe aici. Păi arată și tu ca să vedem toată țara, tot poporul. La sân. Da. Foarte frumos, mă bucur, eu sunt mândră de Andrada, să știți, îmi pare foarte rău că nu și-a pregătit o melodie în duminica asta, dar am certat-o, să știți că am certat-o, că nu pleacă ea necertată de la mine. Noi discuțiile astea le avem de niște ani de zile, dar tot nu intră în cap și cred că nu știu ce să-i fac, să-i fac un semn de mână purtără când se uită în oglindă și aducă minte de unde e semnul respectiv, da? Să poarte cu ea tot timpul ce trebuie să poarte. De ce stai, mă? Mă avem până la pauză? Să închide prima parte a emisiunii? Ce rapid ești! Păi, atunci eu zic așa. Prima parte a emisiunii s-a terminat. Avem, dragi telespectatori, o pauză de 10 minuțele, dar vom reveni pentru că colegii mei și cu mine, bineînțeles, v-am pregătit și alte melodii în a doua parte a emisiunii. Putem lua telefonul, dacă este vreun telefon, îl luăm cu mare drag de fiecare dată, pentru că știți că eu vă iubesc foarte mult, vă respect și mă bucur că sunteți alături de noi. Luăm telefonul, mami. Nu vrei? Nu ai vrut tu. Ah, deci s-a emoționat, să înțeleg, nu? Atunci, după pauză, vă așteptăm. Luăm scurtă pauză și vom reveni. Sigur.
siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă: salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății numărul 7, sau la telefon 0766-430-639. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București-Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat, cu produse din carmangeria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, aduce-mi stilou. Se poate, domnule, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider, îmbătrânim cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim.
Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Credem că asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime este un semn de civilizație. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Sărmâna. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă credeți. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Credem că dreptul la ocrotirea sănătății trebuie să fie garantat. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Respect în trafic, pentru viață!
dumneavoastră spectatori, cu invitații mei din această duminică, pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați deschis televizoarele la orele 13, mai spunem o dată, Maria Gheorman, Marlena Gheorman, hai mă că te botez, lăsați cam el acasă, îți dau și ție ce Dumnezeu. Domnul Florin Tudorache și Mariana Marin Davidescu și, bineînțeles, coprezentatoarea noastră, Andrada Lubrescu și cofetarul nostru, domnul Ionica Fumatu. A făcut domnul Ionica un colac așa de bun, nici cozonacul la paș, cred că nu ieșe așa. A început să țintească. Da. E super și mai vrem să ne mai faceți. Zice familie din Buzău. Da, este familia David Gabriel din Buzău, care ne urmărește pe fiecare duminică și pe fiecare săptămână vine la mama lui, doamna David Vitoița, care îi transmite și o multă, multă sănătate, vecina mea. Vă mulțumesc tuturor, știu că prindeți nu numai în județul nostru, să prindem mai multe județe, știu că de multe ori nu aveți curajul, mi-ați și spus, pun mâna pe receptor, formez și apoi închideți sau nu mai aveți aia, știți? Sunt emoțiile alea care sunt... Au emoții, au emoții. Emoțiile și sunt constructive și e și normal și eu după o perioadă, și eu să știți că am avut emoții și emoții am de 10 ani de zile, de câte ori îmi spun băieții 3, 2, 1 și începe emisiunea, deja mă iau un gol în stomac și nu numai, și la evenimente când mă duc. Când văd că vine ospătarii și anunță că în 5 minute băgăm aperitivul, de aici din stomac, nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, mă ia un gol, dar nu știu de ce. E ceva normal. E ceva normal să te ia, nu? Mă ia așa un gol în stomac și dar îmi revin, mă scutur așa un pic. Trebuie să ai emoții. Da. Ei, eu știți ce vreau să vă întreb? O întâmplare din viața voastră. Hai, Mariana, o iau de la tine. O iei cu mine, nu? Cu mine începi, nu? Tine încep, da. Păi ce mai să multe, vă... cred că... Da, am mai multe, dar acum uite, îmi venire una în cap. Ziua. Deci, eu am fost solistă la ansamblu Chindia pe timpul lui Ceaușescu și am plecat la mare, în turneu. Deci, tot sezonul petreceam la mare și făceam naveta la nunți. Și ne ducem la spectacol într-o comună, prin apropiere, nu mai țin minte. Chiar așa. Și ce zice directorul de cămin? Întreabă pe impresar, zice, domnul Necșoiu, zice, e toată lumea după afiș, dar el zice, cum să nu? Avem și în plus, dar la noi lipsea Maria Apostol, că avea puțin probleme de sănătate, Dumnezeu s-o ierte. Da, s-o odihnească în pace. Și zice, cum să nu? Zice, avem și în plus. Zice, Mariana Marin, zice, păi fata asta e pe afiș. Da, da, de Mariana Marin nu mai spui nimic. Zice, păi de ori ți-a zis numele? Sau da, și după aia ce, păi stai domne, că ai mai spus odată. Da, da, de Marin, Mariana, chiar nu mai spui nimic. Asociet invers. Da. El s-a... Ala era solist în plus. Da. El ce să facă, că da, nu era toată lumea după afiș. Da. Deci s-a întâmplat și după aceea toți colegii îmi zicea Mariana Marin sau Marin Mariana. Zic că cum vrei să-i spuneți. Da. Dar eu mai, mie mi-a plăcut de soțul lui Mariana Marin. După ce s-a căsătorit Mariana Marin cu Dan, Dan, te salut, dragul meu. Așa, vine Mariana Marin la, în emisiune și bineînțeles, de Mariana Marin toată lumea o știa. El acasă zice, dar tu Davidescu de ce nu mai spui? Nu spui și tu Davidescu? Da. La alta emisiune Mariana zice, spune și Davidescu, că iar spune că am zis Davidescu, da. Nu zice, cum te cheamă în buletin? Da, 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 da. Păi vrea să-i porți numele, că așa sunt bărbații. Domnul Florin, dumneavoastră? Eu? Ce mai fac sau? Nu, ce mai faceți? O întâmplare? A, da, o întâmplare. Văd că beți bine, mersi, acolo din Ulcica, păi, dumneavoastră. Dacă e chef, chef să fie. Băi, chef da. Să fie, pe cinste, da. Băi, da. Am și o mică întâmplare, dar ele sunt mai multe. Dar ce mi-aduc aminte acum? Eram la o nuntă, la Tătăran, nu știu, în sezonul unde se făcea nunta în cort. Și dacă vă aduceți aminte, în cort era și nămicuță. Da. Mai bine preferai să stai jos, că se mișca scena în toate închei decât pe scenă, știi? Da. Și organistul era în spate frumos, nu? Mai avea loc un acordionist și eu înghimui pe întregi. Dar abia avea loc trei inși, da. Și zic, dă-te-mă puțin mai în spate, dă-te mai în spate. Săracul, el s-a dus cu scaunul, s-a dus. S-a dus până a venit pe spate, orga singură pe scenă. Eu să mă uit la el, să vedem, zice, când mai vedea picioarele așa de adânele. Picasă, da, erau, astea erau condițiile, ce să... Foarte frumos, da. Să mai întâmplă. Marlena, ne spui și nouă ceva? Nu-ți vine niciuna în cap acum. Nu-ți vine.
Ei, dacă nu-ți vine, eu zic așa. Am promis telespectatorilor că voi cânta și eu cele două melodii. Am să mă ridic să vă cânt, stimați telespectatori, două melodii, după care am să dau citire colegilor mei din această emisiune să continuăm. Dar până atunci vă mai gândiți și voi la ceva, la ce vi s-a mai întâmplat, că sigur aveți foarte multe... Păi noi acum așteptăm să ne spui și tu ce ți s-a întâmplat. Păi vă spun. Acum cântă și după aceea. Cântă, da. Cânt prima dată, da. Aceste două melodii care le cântă doamna Ani Crăciun vreau să fie dedicate soției mele, care peste câteva zile prinși o frumoasă vârstă. La mulți ani și te iubesc. Și le mai dedicăm, domnul Ionică, spuneați dumneavoastră în pauza de publicitate, că vă roagă lumea ca să mai cânt și eu din când în când în emisiuni. Cam rar așa, eu v-am spus de fiecare dată, când am posibilitate, cu mare drag, când nu... Asta e. Așa că la început de emisiune, după o vacanță destul de lungă, îmi permit și eu să vă cânt două melodii, bineînțeles cunoscute, altor interpreți. Mie mi-au fost foarte dragi, m-am regăsit în ele și de-aia le-am și așternut acolo să fie, să le am eu pentru sufletelul meu. Așa-i omul cât trăiește, tot adună bogății. Tinerețea-l părăsește, lăsând grijile pustii. Așa-i omul cât trăiește, tot adună bogății. Tinerețea-l părăsește, lăsând grijile pustii. Ei, Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n îmbrață. Lume, draga mea, ia minte ea, ce pierzi azi nu găsești mâine. Petreci cât poți, iubește și bea un pahar acum cu mine. La 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 la. Trece vremea ca nebuna, drag mi lume să trăiesc. Ce-am iubit până acum, strâng la piept și prețuiesc. Trece vremea ca nebuna, drag mi lume să trăiesc. Ce-am iubit până acum, strâng la piept și prețuiesc. Ei, Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n îmbrață. Lume, draga mea, ia minte ea, ce pierzi azi nu găsești mâine. Petreci cât poți, iubește și bea un pahar acum cu mine. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la. La 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 la. Nu vreau rău ca să-mi pară după nimic pe pământ. Zic cu mine din dioară, la toată lumea să cânt. Nu vreau rău ca să-mi pară după nimic pe pământ. Zic cu mine din dioară, la toată lumea să cânt. Ei, Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n îmbrață. Lume, draga mea, ia minte ea, ce pierzi azi nu găsești mâine. Petre
vrei și când poți, iubește și bea un pahar acum cu mine. Sha la 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 la. Și încredere în mine, am trecut prin viață cu rele și bune, am avut speranță și încredere în mine. Iar am lăsat microfonul jos, obișnuită cu lavalieră. Data viitoare să nu se mai întâmple să nu am lavalieră. În a doua melodie chiar mă regăsesc în totalitate. Mulți știți dintre voi, dragi colegi, dar și din lumea așa care ne urmărește. Nu mi-a fost ușor să vin aici dintr-un alt județ, singură, neavând pe nimeni, și să iau viața așa de la capăt cu
cu rele și bune, cu greutăți, cu neajunsuri, cu surprize pozitive, negative și așa mai departe. Le știm cu toții, fiecăruia ni se întâmplă, dar eu mai ales fiind, venind cu doi copii dintr-un alt județ, animă nu-i, singură. Dar Ana, mulțumesc foarte Dumnezeu, Dumnezeu a fost alături de mine, eu rău nu am făcut niciodată nimănui. Și nici chiar, să faci, nici să nu faci rău. Păi nu, că dacă nu am cum să mă schimb la anii ăștia, vă spuneam că am plinit și pe 3 septembrie o frumoasă vârstă, dacă așa am fost hărăzuită de Dumnezeu și de părinții mei cu o educație frumoasă și bună, bănuiesc că nu pot să mă schimb după atâția ani de zile, să mă schimb, să fac ce? Deci nu am pentru ce. Ani, în primul rând, felicitări. Foarte mulțumesc frumoase piesele. Chiar a doua, cel puțin, eu am zis că este melodia ta, bănuiesc. Este melodia mea, nu este, dar mă regăsesc și mi se potrivește mănușă. Nu știu, foarte frumoasă, da. Prima melodie vine din partea mea, din partea Moldovei și da, mi-a plăcut de asta. Și am zis și toți soliștii, cred că o cântăm la evenimente. Da, la evenimente, bun, da. Nu ești singură, ai fost. Poate că ai venit dintr-un alt județ, dar ca tine mai sunt multe femei. Chiar dacă și suntem de aici, mă regăseam, vreau să vă spun acum, să divulg, mă regăseam pe fiecare seară, ieșeam la un restaurant care nu mai există acum, dar pot să spun și numele, restaurantul Prinț la Doi Brazi, acolo era, nu mai este, bineînțeles, am înțeles că s-a deschis un salon, nu știu de ce. Și acolo așa am cunoscut-o pe Mariana Marin Davidescu, mi-era foarte dor de copii, copiii mei erau la școală acolo la Galați și mi-era foarte dor și o chemam tot timpul la masă și îi dădeam câte un bacșiș, așa cum să dă, că și eu dau bacșiș la lăutari, să știți. Și îmi face foarte mare plăcere. Așa, chiar și colegii când mi-au cântat la nuntă la fatele, îmi dau bacșiș la toți. Îmi place să dau. Eu dau și acum, e Mariana, că dau când mai bun, așa, și am eu chefurile mele. Dau. Și acolo am cunoscut-o pe Mariana și tot îi dădeam câte un bacșiș să-mi fac o dedicație, că mi-era foarte dor și de băiat și de fată. După aia i-am zis, băi, știi că și eu sunt cântăreață și vin de la Galați, talala și nu știu ce. Patronul, bineînțeles, băi, Mariana, cine este? Marius, te salutăm, dragul meu. Cine este? Mariana zice, las că intru într-o seară cu ea în vorbă să văd și eu cine este, că acolo se cunoșteau clienții care veneau, nu? Așa s-a întâmplat. Și într-o seară, atât timp cât Mariana venea la mine la masă, cât era returnele la muzică, bineînțeles, ea m-a întrebat, de unde veniți, ce faceți pe aici, nu știu ce. Și așa ne-am cunoscut și sunt niște ani de zile de atunci, cam 13 ani și jumătate de când primul solist din județul Dâmbovița, deci a fost Mariana Marin Davidescu, care am cunoscut-o. Da, drag, așa este. Și bineînțeles și formația care cânta atunci, Marius, Florin, Florin a fost aseară cu mine la eveniment, îl salut, îl pup, chiar și aseară vorbeam despre, exact despre această discuție. Ei, colegii mei îmi spun că să luăm o scurtă pauză de 2 minute, v-am mai dezvălui ceva din viața mea. Dar știți că eu n-am ascuns niciodată nimic și îmi place să dau public tot ce simt și tot ce gândesc, că n-am nimic de ascuns. Luăm pauză de publicitate de 2 minuțele. Oricum Dumnezeu a grijă dumneavoastră să fiți înconjurați, dar numai prieteni buni. Da, da. Dumnezeu. Asta contează și ce-ți alegi. Știi? Adică Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în traistă. Nu pot să spun, Doamne ferește, nu există pădure fără uscătură. Am ales și din ăștia mai așa, care am zis eu, i-am considerat prietenii mei și la un moment dat s-a dovedit a nu fi. Nu putem trăi nici fără ei. Atunci, na, nu sunt omul nici să mă cer, nici să vorbesc pe stradă, îmi văd de treaba mea, asta e, nu mai ne răspunde și la revedere. Ăsta, lui băiatul de la mine din emisiu, să știți că îi tai mâinile data viitoare, dar luăm pauză acum de 2 minute. SECE Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră.
Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519 și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am revenit, stimați spectatori, și aș vrea ca să dați câteva dedicații speciale celor dragi. Bănuiesc că aveți persoane dragi, rude, prieteni. Eu vă ascult. În primul rând, pentru mama mea, care pe 25 împlinește o frumoasă vârstă. Să-i dea Dumnezeu sănătate și tot binele din lume și să fie câți mai mulți ani să-i dea Dumnezeu alături de noi. Și pentru băieții mei, pentru nurorile mele și pentru toată lumea care ne urmărește și toți care ne cunosc. Doamne ajută, mai departe. Toată mapa muzicală de astăzi o dedic, cum v-am spus, sora mea pe 20 septembrie, eu pe 26 și pe 1 octombrie ziua soției. Deci o ținem, mare. O ținem lanț, o ținem lanț, da. Tot așa și soția plinește o frumoasă vârstă și pentru toți cei care ne urmăresc și pentru toți cei care ne iubesc. Să știți că sunt destui. Sunt avem și prieteni, avem și dușmani. Ei, dacă n-am avea dușman, nu am exista, e logic. E eu corect. Zic așa, când ai dușman, înseamnă că existi și interesează de viața ta. Luăm telefonul și continuăm cu Mariana Marin. Alo, bună ziua! Sunt Andrei, de la Pușoasa. Da, Andrei. Vreau și o dedicație pentru mami, da. Și pentru tati și pentru toți de loc. Da. Și pentru Conel. Bine. Da, mami, da, da, Andrei. Îți dăm toată mapa muzicală, va fi pentru toți, toată familia ta și pentru toți cei din bloc. Câți ani ai, Andrei? 5 ani. 5 ani și o lună, să fii sănătos. Mulți înainte. Sănătate, sănătate. V-am spus eu la emisiunea mea, sună de la cei cu țâța în gură până la cei cu barba sură. Mergem mai departe cu Mariana Marin Davidescu. Da, aș dori să dedic și eu pentru soacra mea, pentru soțul meu, pentru toți vecinii mei, care cred că se uită la noi, ne urmăresc. Și pentru Nicoleta, verișoara ta. Și pentru Nicoleta, pentru verișoara mea, pentru fiica ei și pentru toată lumea, pentru tot publicul nostru. Andrada? În primul rând vreau să-l felicit pe tatăl meu pentru că a luat permisul. Da, domnul Mihai, să fie de bun argur, să vă dea Dumnezeu sănătate să dea Dumnezeu. Și fără evenimente, așa cum spun și colegii. Și am auzit că cheful l-ați făcut, deci eu l-am pierdut deja. Ce să mai... Așa e. Mamei mele, vreau să-i spun că o iubesc foarte mult și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru mine, bunicilor mei din Glodem Vale și pentru toți telespectatorii noștri care ne urmăresc. Bravo, Andrada. Domnul Ionică? Și am făcut câteva dedicații, am omis pe cele două surori ale mele, Marina Teodorescu, care e în Târgoviște, și pe cealaltă soră. Și am înțeles că vă ceartă de fiecare dată. Care e în Anglia. Da. Le pup și vreți să ne întâlnim sănătoși la anul. Și foarte bine ați făcut, că am înțeles că l-a certat, de aia am zis. Da. Păi eu zic așa, fraților, ne mai cântați, domnul Florin? Eu zic mai așa. Cântăm, mai cântăm. Ridicați-vă dumneavoastră, hai că v-ați cam odihnit. V-ați așa este, așa este. Multe, văd că vă cam simțiți bine în două artiste frumoase, talentate. Ia, hai la treabă. Cine nu s-ar simți bine? Păi da. Florin Tudorache ne cântă chiar acum. Mm-hmm.
nu vreau să mă prăpădesc, mă. Că vreau să întineresc, nu vreau să mă prăpădesc, mă. Dar știu, asta nu se poate. E bine, atunci nu mai ai zile. Spune, omule, așa, mă, ce-ai făcut în viața ta, mă? De făcut, de n-ai făcut, tot te duci pe altă râmă. Foarte frumos! Bravo! Să știți că așa este, degeaba. Tragem, mâncăm, plătim taxe, ne certăm, ne dușmănim pentru ce? Că la urmă tot acolo ne ducem toți. Nu face nimic. Când acolo nu avem nimic. Exact, nimic. Nimic nu e al nostru. Nimic nu e al nostru, da. Câteodată chiar și spun, domnule, chiar am ajuns să muncim numai pentru taxe, pentru aia și să trăim. Păi așa e viața asta, ce să facem? Mâine, poimine, nu mai e nimic. Foarte frumos, domnul Florin. Felicitări, la mulți ani, mulțumesc dat, soție dumneavoastră. Mulțumesc, și dumneavoastră, mulțumesc și toată lumea să fie sănătos să mai veniți la mine în emisiune. Cu toată plăcerea. Eu vreau să le spun telespectatorilor că n-a ezitat nici măcar, n-a stat o secundă pe gânduri și a zis când, la ce oră mai e. Tot la fel, acolo voi fi. Deci mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc pentru fiecare dată și voi răspunde la fiecare. De fiecare dată să știți că ați răspuns fără nicio îndoială și oriunde. Și oriunde a fost. Felicitări. Asta înseamnă că un artist se respectă așa cum este Florin Tudorache. Mergem mai departe cu Mariana Marin Davidescu. Ia spune, drăguță. Mariana, ce ne mai cânti, draga mea? O să cânt o piesă de mamă, de copil. Da. Mamă, când îți chem copil. Mamă, ce foarte frumoasă melodie asta. E de suflet. Da, e de suflet. O piesă foarte frumoasă din repertoriul lui Steliana Sima. Eu am ales-o fiindcă o iubesc foarte mult. Exact, așa cum ne regăsim noi, mai rămâi acolo, că mai luăm un telefon, așa cum ne regăsim noi ca și soliști în niște melodii și cu siguranță și telespectatori și de-aia e bine. Poate ei ne urmăresc mai bine pe noi aici, să știți acasă, ăștia din zonă de la noi. Luăm telefonul și spunem, alo, bună ziua! Alo, săruna! Bună ziua! Da, vă ascult! O melodie pentru familia mea, pentru familia dumneavoastră și pentru cei doi copii de care vorbiți cu foarte mare drag. Mulțumesc foarte mult! Mă recunoaște, da, doamna? Bineînțeles că am ureche muzicală, domnul director de la Costeș Vale. Pe română, să aveți păr și vastă, doamne ajută! Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult! Sănătate multă vă doresc, că dumneavoastră, fetițe și soții și familie, bineînțeles, părinților, că locuiți cu toții acolo în curte. Sănătate multă, niște oameni extraordinari. Uite, această piesă să fie dedicată pentru domnul primar. Domnul director al școlii, director, de la Costești Vale, da, domnul Liviu, îl salut, sunt niște oameni extraordinari. Înțel și doamna la fel. Au început școala și soția seara. Și dumnealui sunt profesori amândoi. Da. Și au o minune de copil minunată. Da, o fetiță minunată. Mariana, păi eu zic așa, această melodie să fie dedicată familiei domnului director Liviu. Merge la lucrușorul nostru de cântat și așa este, mamă când îți cheie copilul, să-l așezi la masă cu Mariana Marin Davidescu.
să nu uiți nici când că școala e la tine acasă. Mama, când îți chem copilul să-l așezi la masă. Să nu uiți nici când că școala e la tine acasă. Nu lipsi de vorbe calde de cuvântul, Doamne, nici nu răsfăța prea tare mângâie el când doarme. Un copil nu-i copacel, el nu crește singur el. Dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, măi. Pe copii la mamânie n-o văd să căldoare. Chiar dacă viața e grea, e ce vină are. Pe copii la mamânie n-o văd să căldoare. Chiar dacă viața e grea, e ce vină are. Nu lipsi de vorbe calde de cuvântul, Doamne, nici nu răsfăța prea tare mângâie el când doarme. Un copil nu-i copacel, el nu crește singur el. Dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, măi. Nu lipsi de vorbe calde de cuvântul, Doamne, nici nu răsfăța prea tare mângâie el când doarme. Un copil nu-i copacel, el nu crește singur el. Dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, măi. Un copil nu-i copacel, el nu crește singur el. Dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, măi. Bravo, foarte mulțumim. Frumos! Da, niște melodii, niște șlagăre foarte frumoase. Cred că cu toții le-am învățat și le cântam, da, la diferite evenimente. Dar uite că sunt foarte frumoase, bine puse acolo, imprimate. Și adus aminte, ați văzut cum mai intră telespectatorii noștri și spune: doamna, v-a cerut melodia aia cu băiatul. N-ați spus-o de data asta, data viitoare. Vedeți că eu niciodată n-am rămas restanță telespectatorilor mei. Eu nu, sunt de cuvânt. Și nu o să rămâi restanță. Așa, deci vă invităm data viitoare să vii cu melodia Frunzulița. La nunta băiatului, știu despre ce este vorba. Bineînțeles. Andrada, vrei să spui ceva? Spune, mami, te ascultăm cu cea mai mare plăcere. Vreau să întreb pe doamna Mariana, ce alt hobby mai aveți în afară de o activitate muzicală, să spun așa? Păi asta e pe primul plan. Asta știu să fac. Altceva nimic. Muzica. Muzica toată viața. Muzica, Mariana, și gospodina acasă. Gospodină. Fată de casă. Foarte bună gospodină. Gătește Mariana foarte bine. Deci când la 9:30-10 seara așa, Marinuș, ce faci? Pe acasă. Pac. Taxiul mă oprim, dar bine că stăm până la 2-3 noaptea, să știți, spre dimineață. Da. Păi vineri seara s-a întâmplat nu de mult lucrul ăsta. Așa că facem așa câte o sindrofie. Gătiți împreună, nu? Nu, o găsesc gătită mâncarea. Consumi, nu? Da, a avut pulpe la cuptor, a mâncat cu verișoarea Nicoleta, da, ușoare, da, ceva. Da, cu o măriguță caldă, a mâncat la sufletel, a mers ca lumea. O fi rău? De unde? Cum reușiți să vă împărțiți sarcinile, atât între familie cât și carieră? Niciodată nu amestec cariera cu sarcinile de acasă, mi le programez foarte bine. Când e de muncă, e de muncă, când e de acasă, e de acasă. Deci
Bine, îmi par eu foarte pot să bine. Și spun că Mariana a avut noroc foarte mare de un soț extraordinar care o înțelege în meseria pe care o face. Și acum, Florin, tu trebuie să fii de partea noastră a femeilor, pentru că noi, solistele, nu prea am fost înțelese de soții noștri dacă noi eram din aceeași breaslă, nu? Da, da. Adică să pleci nopțile, să te întorci dimineața. Contează mult dacă există înțelegere. Uite, exact. Nici soția mea nu e în aceeași breaslă. Da, dar te-a înțeles. Dar s-a acceptat că... să plec la turnee, să plec la spectacole. Să plec... Deci a fost înțelegere de la capul locului, cum să zice, știți? Așa și Dan este la fel, adică da. Înțelege chiar soțul dacă... Soțul meu mă înțelege foarte bine. Deci... Adică acum vreo două săptămâni, a fost vreo trei zile, nu i-ai văzut ochii pe acasă, tot plecat. Da. Asta de la Târgu Jiu la Craiova și tot așa. De Târgu Jiu la Craiova. Da, și soțul Mariana mai pleacă și el, cu diferite treburi, pleacă, bineînțeles. Da, da. Se înțeleg reciproc. Bineînțeles. Păi, bineînțeles, fiecare avem treaba noastră. Da, și e mare lucru. Normal. Să se înțeleagă unul pe când celălalt. Când suntem plecați la treabă, da, suntem plecați la treabă. Când suntem acasă, suntem acasă. Un lucru deosebit. Știi ce vreau eu să te întreb? Vorbiți vreodată despre activitatea voastră în casă sau nu? Aia o lăsați acolo unde vă duceți. Nu, fiindcă soțul meu nu e din această breaslă și... Înțelege. Nu. Dar înțelege ceea ce avem, faci. Na. Vorbiți deci exact fiecare... strict despre ce vă interesează ca și familie. Deci niciodată nu vin acasă să-i... povestești. Să discutăm despre nuntă, despre cântat, despre... Deci n-are nicio treabă. Dar și soțul e un om gospodar. Eu îl cunosc foarte bine și este un om deosebit de salut. Da, și... să le dea Dumnezeu mulți ani de aici împreună. Mi-aduc aminte, cred că acum vreo 3 săptămâni, o lună să fie, eram la Mariana și eu și Mariana și verișoara și vine el pe la vreo 10:30 seara, bineînțeles. Ce fac fetele? Dar noi stăm aici. Zic, băi, dar ne-aș fi mâncat și eu niște mici? Gata! Și știți ce a făcut? N-a făcut oriunde mici. A scos în stradă grătarul și a dat foc. Nu credeți că la cratiță sau paragaz a pus el să facă? Da. Nu, la jar. Deci ne face toate poftele și până la urmă ne-a tăiat și pepeni și le-am și am zis, bă, nici la cel mai tare restaurant nu era servit ca la tine acum aici. Bine, adică ne face și toate. Atent. Da, da, ne face și toate poftele, ne alintă de fapt, da. Da, e un om da. Extraordinar. Da. Dar nu să te pun, mame, și toată mapa muzicală să ți-o dedic din sufletul tău. Din sufletul meu pentru sufletul tău. Luăm telefon? Nu? Așa, nu. Mai vreați să mai adaugați ceva, Andrada? Care este melodia dragă sufletului dumneavoastră? Mie, în general, îmi plac foarte mult piesele de mamă. Din păcate, mama și tatăl meu nu mai sunt, nu mai există. Mi-a luat Dumnezeu prea devreme. Am suferit mult. Sufăr, ce să spun. Mi-aduc aminte chiar atunci când mama lui Mariana a plecat sus. La o săptămână Mariana avea nuntă. Da, așa. Și m-a întrebat, zice, ce să fac eu, sor meu, acum că trebuie să mă la nuntă. Mariana, asta nu este menirea și că trebuie să mergi, că n-ai ce să faci. Și la nunta aceea am mers, am făcut programul, deci mă urcam pe scenă, cântam, coboram jos, plângeam. Așa am cântat. Asta este. Ne bucurăm că Dumnezeu până la urmă ne-a dat ceva uitării acolo, adică știți să mai ne alinăm cu alte lucruri frumoase din jurul nostru și să mai lăsăm. Dar măcar o dată și o dată, știți, măcar o dată la două săptămâni tot ne aducem aminte sau vorbim. Vorbim de ei sau de cei dragi care nu mai sunt printre noi și sunt sus la cer. Ei, dar haideți să trecem mai departe. Nu vreau ca să vă întristez. Mariana nu lăcrima, că și eu am lăcrimat. Că nici eu nu m-am pe tatăl meu, dar vreau să trecem la muzică. Că vrem să bucurăm pe cei de acasă care ne urmăresc și sunt alături de noi, că de-aia suntem aici. Păi eu zic așa, ne cântă Marlena Gheorman chiar acum, pentru că este mai... câteodată chiar și spun, cred că prin câte am trecut prin atâtea multe greutăți și nu numai eu, bănuiesc că toți dintre noi, că până la urmă avem aceeași soartă, aceeași viață o avem toți, cu urcușuri și coborușuri. Dar probabil că de multe ori pe noi ne mai ține în, știți, în sănătos și cântecul. Adică ne mai regăsești eu de multe ori și când sunt supărată. Încep să cânt, da, fredunez așa o melodie. Ne mai destrăsesc frunțile, ne mai, da, mai da, uităm. Da, singuri de altfel, da. Păi ne cântă Marlena Gheorman muzica. Muzica.
ție doare, oamenii răi l-au știut să fug de ei. Acum avea Dumnezeu să se par bunul de rău. Tot ce-a fost urât cândva, satul ei o voi uita. Ce să facem? Mai greșim. Nu e, știți, ci căsita nouă nu ține toată viața. Asta a fost tot așa o melodie nouă? Este, nu. Este o melodie imprimată de mine acum vreo 5-6 ani. Tot trăită de mine și exprimată și cred că nu numai eu am trăit deci asemenea din decepții. Viața ei, Maria, da. Și-a ales melodiile. Da. Ei, dragii mei, iată că colegii mei spunea că mai aveam 5 minuțele până să terminăm cele 2 ore de emisie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această duminică și că am pășit cu dreptul, spun eu așa, după o vacanță destul de lungă, în casele dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu mă bucur că ați fost în număr destul de măricel și astăzi și sunt sigură că ne-ați urmărit și o să ne și urmăriți și în continuare și duminica viitoare, pentru că avem o emisiune de 3 ore, va fi de 3 ore, de aia vă spuneam eu mai la începutul emisiunii, că de-aia am avut o vacanță asta mare, că eu mai pășesc așa, adică eu n-am acolo scris pe tablă, când pot să fac de 5 ore, o fac de 4 ore, da? De 3 ore, da? Așa că să-mi pregătesc și colegii. Să știți, dragii mei colegi, că duminica viitoare avem de 3 ore emisiunea. Să fiți mâncați, băuți și în formă, ok? Bine. Ei, dragii mei, dacă vreți să revedeți această emisiune, o puteți vedea în această seară la orele 22 și marți la ora 13, în reluare, bineînțeles, să mai ascultați odată invitații mei din această duminică. Iar vouă, dragii mei, vă iubesc foarte mult, vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă și să ne mai găsim la fel de frumoși, voioși și cu cântecele cele mai frumoase să veniți la mine în emisiune. Vă pup, iubiți-vă mult și nu uitați de emisiunea Pe un picior de plai, coordonată de Ani Crăciun. Hai să luăm și ultimul telefon, dacă există acel telefon, hai să luăm ca să nu închidem așa emisiunea brusc, să mai luăm și ultimul telefon, după care să ne luăm și rămas bun de la dumneavoastră cei de acasă. Alo, bună ziua! Bună ziua, sunt de la Mioveni și eu nu recepționez programul dumneavoastră ca lumea. Puteți să-i faceți ceva? Nu este de la noi, de la televizor, să știți că este de la cablu. Dumneavoastră trebuie să vorbiți cu agenții dumneavoastră de cablu, nu știu. Păi și am vorbit cu agenții mei de cablu și a schelat dumneavoastră cum transmiteți. Nu, doamnă, haideți să vă spun ceva. Dacă noi am transmite prost, s-ar auzi la toată lumea. Ați înțeles? Asta, ei nu vor să deplaseze, îi le place să ia, știți, abonamentul pe fiecare lună. Este cablu de vină să vină să vă verifice dumnealor. Pentru că dacă noi am transmite prost, am transmite tuturor. La toată lumea. Ați înțeles? De ce îi mă mint, înseamnă? Bineînțeles. Deci credeți-mă, dacă noi vom transmite prost, să vede la toată lumea. Da, vă mulțumesc. Da? Deci este cablu de la ei, să știți. Bună. Sănătate foarte multă, vă doresc și mă bucur că sunteți și alături de noi, de la Pitești, dragii mei mioveni. Sănătate, vă iubesc, nu uitați de emisiunea mea, vă îmbrățișez cu drag, pe săptămâna viitoare, vă pup, pa!